Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Clubul Micului Piroman. Astăzi alături de frizerul care tunde Maher. Cu foc. Maher! Maher face asta la ordinea zilei. Ai tuns și persoane celebre sau relativ celebre? Da, relativ și vedeți și mai mulți. Ce vedeți ai tuns ca să te decidezi? Mai mult, adică am tuns și pe Adrian, și Sorinel, Adrian și nu mai știu cum îl cheamă, adică nu, vine și spune mie, eu, adică mai mult arăt la televiziune. Padi, da? Minune. Padi Minune l-ai tuns cu foc sau tăciune? Tot cu foc. Tot cu foc. Hai să vedem cum îl tundem pe Morris, da? Da. Morris este modelul din această eu seară. Eu faci domeniul asta de 17 ani, acum noi suntem în pregătire. Peste 3 luni se deschide o școală de barbershop. Am înțeles. Aici în București. Da, în 17 ani văd că ai venit cu valiză. Ți-ai dat vreodată foc la valiză? Niciodată. Nici la mașina mea n-am dat foc. Nici acasă. Deci totul este sub control, ca să zic așa. Da, normal. Hai să ne apucăm. Să știi, când îți dai cu foc nu-ți face niciun efect rău. Nu? Nu. Să nu gândești tu când îți dau foc la ei să mă, Doamne ferește, arde biele, arde. Hai să ne apucăm de treabă, Maher. Da, ce, hai. Te grăbești? Eu nu mă grăbesc nicăieri, dar mă roade curiozitatea. Ai dai cu apă prima oară? Sau nu, e o soluție specială? E o soluție specială. Am înțeles. Eu aduc niște soluții de afară, din România, să știi. Da. Apa asta o dai ca să nu se inflameze. Nu e apă, e soluție. Pe asta zic. Da. Ok, perfect. Morris, e frică? Nu. E la ordinea zilei. Te-ai mai tuns la el, da? Normal. Ok. Să nu încerce nimeni asta acasă, Maher. Să încerce numai hair stylist, care este în domeniu, care știe despre tuns, despre barba, despre ce, știe cum lucrează copriciul, să nu o lovește. Dar până înveți să tunzi cu foc, nu mai dai rateuri, nu mai arzi o... No. Un lob de ureche. La noi când nu-ți da voie la noi să muncim, adică unde am învățat eu, okay. Asta e vorba de 17 ani, nu-ți da voie la noi să muncim, numai după ce garantează că tu ești ok peste 100 la 100, să zicem. Am înțeles. Dar în București mai tunde cineva așa, cu foc? Cum nu există. Tu? Sau cineva care a încercat să te copieze și... Da, acum după ce am apărut la Canal D, m-a încercat unul și s-a ars toate felurile de bărți și s-a ieșit galbene. S-a ieșit galbene, știi? A vrut și el. Nu m-a sunat, dacă m-a sunat, am rezervat, dar nu m-a sunat. Asta ce pudră e? Hmm? Pudră? E pudră, o pudră! E pudră și amestecat cu niște praf. Adică nu e pudră simplă. Hai să zicem așa. Ok, deci trebuie să dai cu atenție să nu se întâmple nimic. Nu, stai liniștit, am zis de... nu se întâmplă nici nimic. Nu, când îți dai cu foc nu se întâmplă nimic. Eu pot să-ți dau de 5, 6 ori, 7 ori, 10 ori, până mâine dimineața, nu se întâmplă nimic. Am înțeles. Hai, ziceam și eu. Eu acum, dacă da Dumnezeu, peste 3 luni când deschizi școala și o să te invit pe tine... Da, o să fie mare deschidere, o să te invit și pe tine, te rog să nu mă refuz. Nu, nu, da, Doamne ferește, asta uite în fața, fața toate lume. Acum ce dai? Deci acum dai cu a treia soluție. Asta e un fel da. De spirit? Ai brichetă sau nu am brichetă? Am brichetă. Ai, da, cu spirit. Hmm? N-am brichetă. Ba da, am. Tu ți se pare ție că ai spirit. Vrei să-i dau eu foc? Cum vrei tu. Vrei să ăla încerci? Nu era spirit? Nu, tu ți se pare ție că ai spirit. Nu poți să afli toate soluțiile mele, stai liniștit, a, deci și dacă eu... miros. Și dacă, uite, acum ce îți dau? Păi poți nu știu, asta e un fel de... Ce? Lavandă? Nu, e ulei de mazline. Ulei? Nu mă, miroase lavandă, nu miroase mazline. Nu, ulei de mazline, stai liniștit, adică nu... Mă, lasă-mă în pace, mă. Vrei să dai? Nu, ha, mă, vrei să dau foc? Da, de ce nu? Unde, de unde? Vreau să-ți dai în mijloc. Aici? Poți să dai puțin Morris mai jos, te rog frumos, da? Așa de aici, să știi. Nu deci... ți-e frică, frate, îți dai, dai, am stingături pe spate, stai liniștit. Pe bune ai stingături la spate? Băi, sunteți pregătiți să interveniți, da? Trei, stai puțin, trei, stai, fac doi, fetele unu, din spate, da, dai acum. Nu, să nu... Ha? Dai acum, da, scos mâna, nu-ți dai și rămâi mâna acolo, ca să vezi. Deci fac așa, da? Da. Nu, nu, stai liniștit, dai, normal. Dai nu arde, normal. Frate. Da, te rog, dă-mi mie, ce faci tu? Nu știu că n-am făcut școala de piromani. Nici brecheta ta nu merge. Ba da, cum să nu meargă, uite. Dă-mi și mie puțin. Nu știu. Hai mă, că
Cred că și în brichetă e un gaz special. Nu merge așa. Poți să iei bricheta? Da. Să fii pe mâna dreaptă. Ok. Da. Nu te deranjezi. Și acum dau? Ia. Ia. Ia uite-mă că arde. Ce simți, Moris? Arde? Nu. Îți arde căpățâna? Nu. Ce se arde? El se simte foarte fericit acum, o să fie mulțumit de mine două săptămâni. Freza lui se aranjează foarte frumos, se îndreptată bărul. Dar nu simți că ți-a... Nu, capul... se simte foarte fresh, să știi. Pe cuvânt, vrei să încerci și pe tine? Nu, nu, acum, nu, da, un pic mai garantez, acolo, după semn... program. Îți dau o asigurare, știi, dacă se întâmplă ceva. Bă, miroase un pic ars, adică... Uită-te la firul lui. Poate creierul meu. Poți să vii și cu camera, te rog frumos, aici mai... Dai, mai dăm o dată foc? A? Putem să-i dăm o dată foc? Da, cum să nu, de trei am zis. Poți să-ți dau foc și... Care-i rolul focului în tot procesul ăsta? Nu e un ritual. Focul s-a generat... Poți să vii în buțin... S-a generat zăbărul, se îndreptează. Părul, uite acum, el are deja bărul undulat. Da? Și acum s-a îndreptat toate bărul. Și acum poți să... Poți să fac la el o freză foarte frumoasă și rămâne de o săptămână cu siguranță. Iartă-mă, să mai dau cu un pic de... Așa, da, niște sare, puțin așa. Niște sare, așa. Dar nu-ți dai toate lui... Da, stai puțin. Ok, iartă-mă. Nu se vede la mine cum vorbesc, știi? Da. Promit să vin la tine la școală să învăț mai multe. Da, cum, dacă... O să fie scump cursul ăsta? Nu, nu. Eu am avut vreo 17 fete care ieșeau după un școală, adică după 8 ședințe sau 6 ședințe sau 10 ședințe și săracul de ele nu pot să-ți da... Poți să dau acum? Nu poate să umbli cu farfica, știi? Am înțeles. Ai înțeles? Și acum vreau să-l fac școala asta, asta e visul meu, ai înțeles? Să-l fac școala, să formez lumea, e bucuria mea, care mă bucur când ved lumea să deschide un salon și să face bani după mână mea. Stai puțin. Dai, în mijloc. În mijloc, rog, da? Uite, mă, că i-a luat foc. Dai, liniștit. Hai, băieți, care e următorul la rând? Uite, s-a făcut coadă în față, vezi? Da, acum. Ce zici? Foarte tare. Hmm? Moris? Vorbesc. Ce faci? A s-a întâmplat ceva? A, vezi? Mi-a dat mesaj capatul, s-a zis că numai la tine bine să se tundă de acum. Mare drag. Mulțumim mult de tot, el este Maher. Toată lume. Da, și Maher Hasser. Da, și mulțumesc și vreau să spun bună seara la toate clienții mei care vine la salon zile, Maher din toată România. Zile pe limba ta. Tot clienții mei sunt români. Toți? Tot clienții mei, 100% români. Și bună seara la toate clienții mei și bună seara la grupul meu și echipa mea. Și spun, vă aștept după 3 luni de deschid mare deschidere la Barbershop, Academie Maher Barbershop. Am înțeles. Pentru să facem treaba. Mulțumim mult de tot, Maher. Noi ne întoarcem în câteva momente.